CSM Alexandria a primit pe teren propriu vizita ultimei clasate din Superliga într-o partidă ce a contat pentru etapa a doua a grupelor Cupei României. Echipa oaspete a deschis rapid scorul în minutul 21 după ce Alin Sharon i a transformat o lovitură de pedeapsă. La pauză oaspeții se aflau un avantaj pe tabelă. Egalarea a venit la puțin timp după reluarea reprizei secunde. Alexandrenii au ieșit mai motivați de la vestiare și în urma unui atac pe partea dreaptă formația antrenată de Alin Pânzaru a înscris prin Adrian Gâdea. CSM Alexandria Alexandria a izbutit golul victoriei în ultimul minut. Eduard Sârbu a marcat cu capul dintr-o centrare venită din afara careului și alexandrenii păstrează astfel șanse de calificare în sferturile competiției. În ultima etapă din grupe, CSM va avea un duel de foc în Ghencea cu CSA Steaua. În grupa B, CFR Cluj, Universitatea Cluj și Rapid au adunat până în acest moment câte patru puncte, în timp ce alexandrenii au trei puncte. Clasamentul este completat de CSA Steaua și Fece Botoșani, formații care matematic sunt eliminate din lupta pentru sferturile de finală. Duminica aceasta, CSM Alexandria se va deplasa pe terenul ultimei clasate din Liga Secundă, Progresul Spartac, într-o partidă esențială pentru zona roșie a clasamentului.